O tragedie a avut loc sâmbătă după amiază la Molit, județul Suceava, unde un accident rutier grav între două autoturisme a provocat un deces și a lăsat trei persoane rănite. Potrivit informațiilor, patru victime au fost încarcerate în urma impactului, una dintre acestea fiind în stare de inconștiență. La fața locului, echipele de intervenție au descarcerat inițial trei persoane și le-au predat echipajelor medicale și paramedicale. Cu toate acestea, a patra persoană, un bărbat în vârstă de 31 de ani aflat în stare de inconștiență, a fost extrasă ulterior de pompierii militari. Cu toate eforturile de resuscitare depuse de către personalul medical, bărbatul a fost declarat decedat. Vorbim despre un grav accident rutier care s-a produs pe raza localității Molit, cu două autoturisme implicate în care se aflau în total șase persoane. Ne-am deplasat la fața locului cu o auto specială pentru descarcerare și două ambulanțe smurt, dar și cu sprijinul a trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. În urma coliziunii dintre cele două autovehicule au rezultat patru victime încarcerate, toate aflate în aceeași mașină, iar unul dintre răniți era în stare de inconștiență. Pompierii militari cu accesoriile specifice au extras toate victimele și le-au predat echipajelor medicale și paramedicale. Trei dintre victime, conștiente și cooperante, au fost stabilizate medical și ulterior au fost transportate către unitate de primiri urgențe Suceava. Pentru a patra victimă, ce a aflat în stare de inconștiență și fără semne vitale, s-au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, după consumarea protocolului medical, s-a declarat decesul victimei, vorbim despre un tânăr în vârstă de 31 de ani. În cel de-al doilea autoturism implicat în accident se aflau două persoane care au refuzat examinarea medicală și transportul la unitate spitalicească. La fața locului au rămas colegii de la poliție pentru efectuarea măsurătorilor specifice și pentru stabilirea împrejurărilor și a cauzei producerii acestui nefericit eveniment rutier. Toate cele patru persoane încarcerate se aflau în același autoturism implicat în tragedie. La operațiunea complexă de salvare au intervenit o autospecială pentru descarcerare trei ambulanțe smurt și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Autoritățile desfășoară anchetă pentru a stabili cauzele precise ale accidentului care a dus la pierderea tragică a vieții unui tânăr de 31 de ani și la rănirea altor trei persoane.